Bună ziua, domnilor consilieri, și vreau să mulțumesc că ați răspuns adresei executivului de a fi prezent astăzi în ședință extraordinară și de a vota studii de fezabilitate necesare depunerii unor proiecte cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării pe Ordonanța 28. Studii care au fost realizate în cursul anului trecut, au fost aprobate în integru pentru toate cele 32 de kilometri de străzi din zona Ramadan, dar și cu finanțare europeană. Pentru faptul că prin axa 4.1 de dezvoltare urbană pe programul operațional regional, din cele 32 de milioane de euro care ar fi fost destinate dezvoltării urbane a municipiului Giurgiu, prin diverse formule au ajuns la 23, au introdus un criteriu populația care nu era și Giurgiu a fost defavorizat. Ne-a făcut să ne reconsiderăm un pic programul de investiții cu fonduri europene și în acest moment există oportunitatea transmisă de către MDRAP de a primi proiecte noi de investiție în infrastructură stradală, în infrastructură rutieră și sunt eligibile pe programul național finanțat prin Ordonanța 28, ne-a făcut să împărțim acel proiect mare, care era acel plan integrat de dezvoltare urbană cu asfaltarea tuturor străzilor, în 8 proiecte mai mici. Toată finanțarea se va derula pe următorii 3 ani, deci dacă le depunem și sunt acceptate și semnăm contractele de finanțare, ele vor veni cu finanțare secvențial în fiecare an sau la jumătate de an când sunt corecțiile, când sunt când sunt eligibile și când se fac corecții financiare la nivelul MDRAP-ului și la nivelul Guvernului și să avem finanțarea asigurată pentru aceste străzi pe proiect național. Drept urmare, v-aș ruga să... Ele au fost prezentate în comisie. V-aș ruga să fiți alături de administrația orașului de a semna, de a aviza aceste SF-uri și de a face posibil ca imediat în cursul zilei de astăzi să le și transmitem la Ministerul Dezvoltării ca, document care să susțină programul acesta de dezvoltare al municipiului. Totodată, primele două puncte de pe ordinea de zi vizează suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli prin înregistrarea la venituri a unor sume venite de la, bugetul statului prin Consiliul Județean destinat persoanelor cu handicap, a elevilor și preșcolarilor din instituțiile de învățământ din municipiul Giurgiu. Și mai avem un ultim punct cu și acesta vreau să vi-l supun atenției și includerea pe ordine de zi. Tot prin programul național finanțat prin Ordonanța de Guvern 28, pentru faptul că sunt sume disponibile destinate reabilitării unor școli care sunt, care nu îndeplinesc condițiile de sanitare de funcționare și care pot fi finanțate prin acest program și mă refer aici la Liceul Cartojan, la investiția și această investiție se face în infrastructură, nu în bănci, în mobilier. Avem acest proiect pe care trebuia să-l derulăm cu fondurile primăriei, drept urmare, având această oportunitate și faptul că este o urgență ca să semnăm acest contract cu Ministerul Dezvoltării și a să asigure resursele financiare, am considerat că, chiar dacă astăzi ne-a venit proiectul, să-l includem pe ordinea de zi și să vi-l supunem aprobării și acest proiect. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Consilierii, pentru votul dumneavoastră, este un vot responsabil și în toată această perioadă vom mai întâlni. De aceea am vrut să le aveți fiecare și sunt scanate toate SF-urile, pentru că în perioada următoare, dacă ați observat, în acest program național, primăria trebuie să vină cu o cofinanțare de 10%. Asta înseamnă că în baza acelei cofinanțări
Noi putem demara procedurile de organizare a licitației, de studii tehnice, eu știu tot ce înseamnă proiectul tehnic și vom demara deja la aceste lucrări. Urmând ca după ce semnăm contractul de finanțare cu MDRAP-ul pentru finanțarea lucrărilor de construcții montaj, acelea să se facă doar în baza banilor care vor veni de la Ministerul Dezvoltării. Deci vom demara cu acest moment și puteți să transmiteți și dumneavoastră cetățenilor pe care îi reprezentați că pe zona de Ramadan, pentru zona de Ramadan, cei 27 de kilometri de străzi în interior plus 5 kilometri străzi mari, Sloboziei, Alexandrei deja să face, Ghizarului și Bălănoiei și Negru Vodă vor intra în acest proiect și se vor face toate străzile. În 3 ani, în 4 ani, aceste străzi se vor finaliza și toată zona aceea va fi terminată cu canalizare, apă curentă au, gaze, canalizare pluvială o va face municipalitatea cu acel colector mare pe strada Ramadan și vom rezolva și cu sprijinul dumneavoastră și această zonă, pot să spun, lăsată la marginea orașului.